Cu muzică, bucate tradiționale și voie bună, astfel sărbătoresc chișinăuienii și oaspeții capitalei cea de-a doua zi de hram. Oamenii recunosc că în 2 ani de pandemie nu au avut parte de o astfel de petrecere și au așteptat aceste evenimente. Programul acțiunilor cultural-artistice se încheie în această seară cu un spectacol susținut de orchestra lui Cristofor Aldea Teodorovici și lupii lui Calancea. Au profitat de vreme frumoasă și au venit în centrul capitalei, unde au avut parte de un program artistic și să admire lucrările realizate de meșteri populari expuse la târgurile organizate în scoarul Catedralei Mitropolitane. Ne bucurăm de acest târg pentru că avem posibilitatea să procurăm mai multe calitative produse. Am venit să alegem ceva pentru noi. Astăzi, față de ieri, par un pic mai pasiv, nu știu de ce. Dar cred că spre seară o să fie mai vesel. Ne bucurăm. Uite, în sfârșit lumea poate, și ieri am văzut, lumea în sfârșit poate să iasă în stradă, poate să-și permită să bea un pahar de vin, de ce nu, să mănânce ceva, să se veselească. Am sărbătorit cu familia ieri și tot așa și azi facem. Unii dintre chișinăuieni spun că se bucură de această zi pe motiv că ieri au fost la muncă. Astăzi suntem liberi, sunt locuitori, așa trebuie să învețe de mici, să-și iubească orașul. Sperăm să putem transmite generațiilor viitoare să respecte tradițiile, obiceiurile. Printre oaspeții capitalei am întâlnit cetățeni veniți din țări europene. Yes, was very nice. I wanted to stay only one day. Am venit din Germania doar pentru o zi la Chișinău, dar am hotărât să rămân 4, deoarece mi-a plăcut mult atmosfera de aici, dansurile, mâncarea delicioasă și oamenii minunați. Food is delicious. It's really nice and I think it's E o sărbătoare minunată pentru noi, este o mare oportunitate să ne familiarizăm cu cultura și tradițiile voastre. Am petrecut timpul foarte frumos la Chișinău, am reușit să facem și cumpărături, dar și să savurăm din atmosferă, mâncarea și vinurile de excepție pe care le-am descoperit aici. Dacă unii savurau sărbătoarea, alții erau astăzi la serviciu. Facem de serviciu în zona centrală pentru a asigura ca totul să meargă bine, festivitățile să aibă loc, lumea să se simtă bine. În acest an, hramul orașului Chișinău a fost organizat 2 zile în care au avut loc mai multe acțiuni cultural-artistice, iar deocamdată bugetul nu a fost anunțat de către Primăria Capitalei.